Astăzi, la 5 dimineața, Biserica Sfinții Îngeri a fost incendiată de un necunoscut. Acesta a spart un geam și a aruncat înăuntru o sticlă incendiară. Un taximetrist care și încheiatura a sesizat cum un bărbat a aruncat pe geamul din spate al bisericii un obiect, după care a dispărut. Șoferul a sunat la 112, iar pompierii au ajuns în timp scurt la fața locului și au stins flăcările. Centrul eparhial a aflat cu mâhnire despre acest incendiu produs în altarul Bisericii Sfinții Îngeri din Buzău, un important monument istoric din secolul al XIX-lea, de care se leagă practic istoria acestui oraș. Pagubele nu sunt atât de însemnate, arzând un scaun din altarul bisericii, precum și alte obiecte de mobilier din apropiere, întrucât echipajele de pompieri au intervenit cu promptitudine și au evitat astfel producerea unui adevărat dezastru. În timp ce polițiștii locali au asigurat zona în biserică, s-a găsit o sticlă incendiară. Pompierii au reușit să pătrundă în altar după ce au spart două uși de lemn. La ora 4:37 s-a primit un apel de urgență ce semnala un incendiu la Biserica Sfinții Îngeri din municipiul Buzău. La fața locului s-au deplasat 7 autospeciale, dintre care 4 cu apă și spumă, o autoscară mecanică, o descarcerare și o ambulanță smurt. Ajunși la fața locului, s-a constatat că incendiul se manifesta în interiorul altarului, în jur de 10 metri pătrați. Au fost distruse un scaun, o canapea și veșminte preotești. Ca și cauză probabilă de incendiu, s-a stabilit crearea intenționată sau din culpă pentru a genera incendiu. Direcția de Poliție Locală Buzău, prin agenții de ordine publică, aflați în serviciu în data de 1 august 2016, în jurul orelor 4:35, au asigurat măsuri de ordine în jurul Parcului Sfinții Îngeri, întrucât la o biserică din apropiere se manifesta un incendiu în interior. S-a întocmit inclusiv un portet robot al piromanului. Un martor a observat un bărbat înalt cu părul legat în coadă și cu o cască de motociclist pe cap. Polițiștii au în calcul inclusiv răzbunarea, după ce primăria Buzău a dispus evacuarea comercianților dinspre Parcul Sfinții Îngeri.